Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Două evenimente extrem de importante s-au întâmplat în ultimele zile. Alegeri europarlamentare, prezență foarte mare la vot și rezultate surprinzătoare în Constanța și în toată țara. Al doilea eveniment, condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. În această seară va dormi la Rahova, în carantină, probabil că va fi vecin cu Radu Mazăre, apoi va sta până în 3 ani, 3 ani și 6 luni, atâta este condamnarea în închisoare. Discutăm despre aceste lucruri cu invitatul nostru cu care încercăm să facem analize lunare. Suntem la sfârșit de lună acum. Domnul Mihai Petre, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Nu știu ce mi se pare mai important, dar începem cu alegerile europarlamentare, că parcă este un eveniment mai amplu și care merită tratat primul. Este fără îndoială, doar că astăzi pică într-un fel pe planul 2, pentru că această condamnare va ține capul de afiș al presei, chiar dacă rezultatul de ieri al alegerilor este unul spectaculos din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, să începem cu începutul, cu prezența la vot. O prezență neașteptată, inclusiv pentru mine, o recunosc public, dar și pentru toți cei care din când în când au venit să spună că au sondaje de opinie și că oferă niște cifre și cu privire la intenție la vot și cu privire la prezența la vot. 30% s-au înșelat și dacă... Da, 30-35, pentru că istoricul acestor alegeri europarlamentare spunea că nu vin foarte mulți români la vot. Da, înseamnă că sunt sondaje prost făcute și casele acelea de sociologie sau ciorfiere ar trebui cumva să-și cere scuze sau să dispară de pe piață. Toate sau pe de altă parte trebuie să luăm în calcul faptul că mulți dintre cei intervievați n-au spus. Am înțeles. Ce, nu mai faci sondaje. Ce vor să facă? Dacă tu le faci bine. Și atunci vii cu o marge de eroare mare și spui, domne, este o spirală a tăcerii care poate să modifice totul, pentru că prezența poate să fie mult mai mare, și nu mai vii cu cifrele cu care ai venit, pentru că acum te faci de râs. Ierarhia finală PNL PSD-USR, cred că a fost intuită în ultimul sondaj de opinie, cred că cel publicat de Insomar în urmă cu 2 sau 3 zile, dar nu cu aceste procente, cel puțin pentru PSD. Sigur că dacă ne reamintim, după ce acest sondaj a fost publicat, foarte mulți liberali au ieșit să spună că nu e adevărat și că lucrurile nu stau chiar așa, tocmai pentru că cu 2 zile înainte de alegeri, dacă ai un sondaj care spune că ești pe locul 2 cu 28%, cam cât este PNL-ul și PSD-ul pe locul 2 cu 21%, efectul putea să fie demobilizare. Oamenii nu se mai duc pentru că spun domnule, câștigăm oricum și nu ieșim la vot. De aceea mesajul, stați un pic că nu e chiar așa, hai să ne vedem de treabă. A fost un mesaj bun. A fost un mesaj corect și care s-a manifestat și în vot. Recunosc că am avut îndoieli foarte mari cu privire la capacitatea lui Rareș Bogdan de a tracta partidul și de a deveni locomotivă și iată că îndoielile mele au fost eronate la rândul lor. Spulberate, spune eu, ca să vă atât așa puțin. Nu, aproape 28% PNL, mult peste PSD, cu procente bune. Da, da. Nu știu dacă e meritul lui Rareș Bogdan, asta în întregime. Fără îndoială că mișcarea cu Rareș Bogdan a fost o mișcare câștigătoare. Eu am avut îndoielile mele că Rareș Bogdan poate deveni peste noapte din moderator TV un lider politic și în același timp lider capabil să tracteze un partid foarte mare până la urmă, că PNL este rezultatul a fuziunii a două partide mari, PNL și PDL. Iată că a fost într-adevăr o locomotivă, iar Ludovic Orban nu numai că s-a salvat și-a salvat funcția de președinte, dar este un lider confirmat în această funcție, căci această mișcare pe care a găsit-o peste noapte a fost o mișcare câștigătoare. Dar nu e chiar așa de spulberat, pentru că noi dacă ne uităm puțin în trecut și vedem că PNL și PDL separat au întotdeauna 32, 33, 35%. Mai mult decât atât, PDL întotdeauna când a guvernat, dar și când a fost în opoziție, mai puțin în 2012, n-a scăzut sub 30%, vom vedea că acest procent al PNL nu este maximul
pe care îl poate obține sau pe care poate l-a obținut de-a lungul timpului, deci ar mai fi loc de creștere pentru PNL, dar în mod evident este o creștere, este un progres și trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului, este partidul câștigător al acestor alegeri, repet, cu o mișcare înțeleaptă, Raleș Bogdan, cap de listă, al cărui mesaj la rândul lui, un mesaj foarte dur, foarte contundent, a mobilizat electoratul PNL și nu numai pe celălalt PNL, ci din cei nehotărâți, să vină la vot să voteze PNL. Am avut îndoieli că se va întâmpla acest lucru, dar iată că, până la urmă, PNL a găsit formula câștigătoare și merită felicitări, căci s-a schimbat cumva în România ierarhia politică, nu mai conduce PSD, conduce PNL. Însă revelația acestor alegeri, evident, este USR+. Scorul este foarte mare. Discutăm noi aici despre faptul dacă a fost sau nu o idee bună să iei două partide care nu au mai fost confirmate în alegeri USR+, să le pui împreună într-o alianță, să nu le lasă să meargă separat. Ca... USR a fost confirmat în 2016. USR a fost, da, despre plusul lui Dacian Cioloș. Plusul nu, Dacian Cioloș nu a confirmat nici el printr-un vot scrutin, direct. Dar de câte că mișcarea așa asta a fost înțeleaptă și câștigătoare. Toate sondajele de opinie cota USR plus pe la 15-16%, scorul obținut este 20-21%, un scor bun, foarte bun. I-am văzut la ultimele parțiale ale becului la sub 1% față de PSD. Sub 1%. Să vedem ce se întâmplă. E posibil să se basculeze. Da. Dar oricum, foarte aproape, umăr la umăr cu PSD, dar nu cred că... mă gândeam cine ar fi crezut asta. Stelian Ion mi-a spus într-o emisiune, înainte de alegeri, că el vrea ca USR să fie partidul numărul 1. A zis, fără lipsă de modestie, asta vreau, să fim peste PSD și peste PNL. E bine că vrei asta. E normal. Am zâmbit și eu puțin, am zis, nu știu, dacă în sinea mea, dacă vei putea. A fost foarte aproape de acest obiectiv. Că e foarte aproape și l-a îndeplinit în marile orașe din țară. În județul Constanța și avem niște date. Nu mai. Înțeleg marile orașe, exact. Aveam să aduc un pic discuția și la Constanța, potrivit numărătorii beji, numărătoare terminată, dar nevalidată, Alianța USR Plus a depășit PNL în județul Constanța. Alianța USR Plus este cea mai importantă forță politică din Constanța, a depășit PNL-ul cu, atenție, 38 de voturi. Numai 38. Alianța USR Plus are 82.243 de voturi, PNL are 82.205 voturi. Istoria se repetă pentru PNL, care a pierdut. Alegerile acestea nu sunt la fel de importante ca celelalte pentru PNL din acest punct de vedere. PSD, ca să nu uită, 58.395 pro cu 3. Nu, un PNL în spatele USR la 38 de voturi nu se poate spune că a pierdut. Sigur, e locul 1 și locul 2, că așa e în viață. Dar e acolo, sunt pe același palier. Pe acela pe care le prezintă ziarele, sigur, va fi colorat în albastru, 2. Pentru că este USR. Da. Evident, 38 de voturi la un județ de 600 și ceva de ei nu înseamnă nimic. Pe de altă parte, palmares. Mere și pere nu se compară întotdeauna. Alegeri europarlamentare cu cele locale, categorii. Ele pot fi diferite pentru că la cele locale contează foarte mult omul. Iar dacă USR nu va susține acest scor foarte bun de altfel cu oameni noi, cu oameni curați, cu oameni capabili să absoarbă acest vot și pozitiv, dar și negativ la adresa PSD, posibil să pice pe locul 2 în spatele PNL, repet, la alegerile locale. Cum de asemenea vom putea asista și eu așa cred că se va întâmpla și mi s-ar părea normal să întâmple așa, ca USR și PNL să facă alianțe la nivel local, acolo unde candidații USR stau mai bine în sondajele de opinie să candideze ei la funcțiile de primar susținuți de PNL și invers, și să știți că dacă se va întâmpla asta, eu nu mai văd PSD-ul mai pe nicăieri. Ar spulbera cu siguranță, da, PSD-ul în multe localități, să le dăm cam în toate, 60-70%. O localitate care e exemplară din acest punct de vedere este Cumpăna, condusă de 19 ani de doamna Mariana Găjiu. Doamna primar, vă invit într-o emisiune când doriți dumneavoastră. V-am invitat de vreo 8 ori. Vă mai invit să mai discutăm puțin despre miercuri, dacă vreți. Discutat în Cumpăna. Condusă de 19 ani de PSD, USR are 30,1%. Eu nu știu cine e președintele USR Cumpăna. PNL are 21,7% și PSD are 17,9% sub scorul național. Aici este și un vot. Sunt două tipuri de
influențe, ca să spun așa, la acest vot pro-USR. Și chiar și pro-PNL până la urmă. Trebuie să luăm în calcul un vot negativ. Votul negativ care s-a îndreptat în primul rând către Liviu Dragnea. Cel care a îngropat PSD-ul la aceste alegeri europarlamentare, dar evident că el nu e singur aici. El și toți cei din jurul lui care l-au susținut, care nu l-au tras de mânecă atunci când a derapat și care au girat inclusiv execuția colegilor, care din când în când i-au mai spus, păi Liviu, le vezi că nu-i bine ce faci. E prost. Nu stăm bine. Vezi că nu-i bine să bați românii pe 10 august în Piața Victoriei, că uite ce se întâmplă. Până la urmă să știți că votul de ieri este un decont al guvernării PSD din ultimii 3 ani de zile, dar mai mult decât atât este decontul la două lucruri foarte importante. Care? Asaltul constant la care a fost supusă justiția de PSD în cei 3 ani de zile pentru a scăpa pe Dragnea de pușcărie, dar ce se să pare vezi că, nu s-a că n-a mai apucat. Și doi, jandarmeriada din 10 august. Eu aș mai spune ceva. Mă uit la Cumpăna, da? Și unde nu PSD are 18% și a câștigat USR cu 30 da, ceva. Vă mai dau? E și componentă locală. Asta vreau să spun. E și componentă locală, corect. Sunt trei Mihail chestii. Mihail Cogălnicianu, unde PNL reușește primar PNL, înțeleg că un primar destul de... Bun. L-am văzut pe președintele Felix Troi acum câțiva ani, lăudând activitatea primarului. Primar foarte bun. PNL are 49,7% da, acolo. Corect, PSD corect. 16, USR 15, deci de USR nu reușește acolo mare lucru. Nu știu, mai am câteva rezultate. În Ovidiu... Mangalia, Megidia. Na Mangalia. La Megidia revin imediat. În Ovidiu, liberalii au 40%, USR pe 2,22%. Aici primarii cred că au tras. Absolut, da. Absolut. Megidia e un caz interesant. PNL câștigă pentru prima dată Megidia. Am spus eu la mustață, fără să fiu ironic, cineva mi-a spus la mustață lui Valentin Vrabie. Domnule, la mustață lui Valentin Vrabie, care intră în partid și are, nu știu, 1% în fața PSD. N-ar nu fi câștigat niciodată PNL Megidia fără Valentin Vrabie. Da. Intrarea lui Vrabie în PNL arată că PNL a făcut încă o mișcare câștigătoare, inclusiv la Megidia, și mai arată că are un candidat foarte bun la președinția Consiliului Județean. L-am întrebat pe domnul Vrabie, a zis că... Bine, că nu se dezvoltă acum, dar e evident că este un om care a ridicat Megidia de la cât avea PNL, acum are un partid câștigător acolo. L-a dus undeva la 27%, poate... se bate cu PSD, care e la 26%, undeva 1% diferență. Da, e spectaculos. Da, fără Valentin Vrabie acolo, PNL avea 5% sau 6%, 7%, 10%, nu știu. Mă rog, vom undeva mai jos. La Mangalia nu știu care sunt rezultatele. Le știm la Constanța și acolo, mă rog. Ne întoarcem la Constanța. Da, în eforie înțeleg că primarul a reușit să tragă partidul cu spre 35%, deci a contat și ce a sunt făcut trei, primarul locatenț. Sunt trei componente. Dragnea, hai să-l spălăm pe Dragnea, s-a transformat în vot negativ. Correct. Mai lăsați-ne în pace și lăsați justiția în pace. Da. Bătaia pe care a luat-o românii nevinovați pe 10 august, toată țara a văzut, se vede acum foarte clar, și trei componente locală în funcție de ce au făcut primarii și cum s-au comportat făcut, în raport sau ce n-au făcut. Sau ce n-au făcut. Perfect, exact. De acord cu dumneavoastră. Și ca să nu spunem acum că sunt numai voturi negative, că numai astea sunt, este și un vot pozitiv. Evident, undeva există și o componentă de încredere și de speranță și către USR și către PNL. Pe de o parte, către USR, că este un partid nou, un partid care nu se trage din niciun partid de dinainte de 1989 cu rădăcini, cum este, mă rog, și PNL-ul de azi, până la urmă, din PDL, FSN, PD, PDL și mai departe, sau PSD, un partid nou, un partid curat, un partid care a absorbit peste 40% dintre persoanele care au vârstele cuprinse între 18 și 30 de ani. Incredibil. Este un partid al tinerilor, acelor care nu sunt tarați de trecut, care vor să vadă, care vor să trăiască în România, nu în afară. Da, spune cineva din Ziarul Financiar, un editorialist, că e generația aceea care e obișnuită să se ducă la Paris într-un weekend pentru că își permite și eu cred că eu sunt convins că sunt tineri, sunt votați foarte de oameni aceștia. Tineri simpli, tineri care s-au săturat și de PSD, poate, mă rog, de PNL mai puțin, dar care vor un aer nou pe scena politică românească și ăsta este aerul pe care îl dă USR-ul și pe care l-a dat Aleș Bogdan.
că PNL, dacă a câștigat aceste alegeri, că câștigă și pentru că are o rețea foarte consistentă de primari și de, mă rog, de oameni, de furnicuțe de partid care muncesc, dar în același timp și Rareș Bogdan, fiind un om nou în politică, un om cu un mesaj inclusiv naționalist, dar cu un mesaj foarte contundent, de tipul mesajului USR legat de PSD, a convins. Deci, s-a cumva e un echilibru, dar tipul de mesaj anti-PSD pe care USR a marșat foarte mult în această campanie electorală, pe bună dreptate, cu fără hoție ajungem departe, a fost nu numai că preluat, dar a fost același tip de mesaj folosit și de către PNL prin Rareș Bogdan. Am urmărit, trebuie să schimbăm guvernarea asta, că a băgat România în criză, ceea ce este și adevărat. Am urmărit ce au spus cei de la USR, PNL, PSD, toți în campania electorală. Am văzut că au și proiecte. USR a venit cu câteva proiecte concrete pentru Parlamentul European. Nu știu, de exemplu, vă dau un exemplu, construcția de infrastructură mare să se facă direct de la Bruxelles cu proceduri de acolo, nu cu proceduri românești care sunt greoaie și iată. Eu nu cred că ăsta este motivul pentru care a fost votat USR-ul. Nu cred. Cred că mesajul anticorupție, anti-PSD, foarte bine punctat, foarte bine țintit, a contat mult mai mult decât un mesaj pozitiv. E doar opinia mea. Nu spun că n-a avut și rostul și rolul său un mesaj pozitiv cu oamenii noi pe care i-a propusul SR-ul, n-au contat. Au contat fără doar și poate. Mai mult decât atât. Discutam înainte de alegeri de Dacian Cioloș și analizam plusul cu minusul. Mie mi-așa mai mult minus decât plus la Dacian Cioloș. Iată că n-a contat la vot. Dimpotrivă, prezența lui cap de listă și a acestui partid plus în coada USR-ului, cred că este o prezență câștigătoare până la urmă. Românii s-au uitat la Dacian Cioloș cu simpatie până la urmă și au dat un vot de încredere unui partid care nu se mai poate spune acum că da, este într-adevăr un partid nou, dar care confirmă crescendo de la ultimele alegeri că într-adevăr contează pe scena politică românească. Se poziționează foarte bine în perspectiva alegerilor prezidențiale, parlamentare și asta chiar locale. Repet, au câștigat toate municipiile mari din România. Ce nu înțeleg eu astăzi, cu toate că la o analiză mai profundă are sens, este această dorință a PNL-ului de a prelua guvernarea mâine. N-am înțeles nici eu. Ba este, e un sens și așa se comportă un partid responsabil, pentru că mesajul lui Rareș Bogdan este corect. Dom'le, nu mai putem să lăsăm România pe mâna astora. Astăzi România se împrumută de pe piețele externe la dobânzi de 5% în condițiile în care mai sunt bănci care să mai dea bani, că vreo 3 au spus că nu mai finanțează România, nu mai acordă împrumuturi. Ori când vine și spune încă un an de zile și jumătate de acum încolo înseamnă un dezastru pentru România, noi suntem pregătiți să guvernăm ca să punem stop acestui declin și să redresăm cumva România, este un mesaj corect. Din punct de vedere politic, PNL ar putea foarte bine să stea deoparte, să privească România, și apoi România vor urma alegeri și 3 ani de zile în care nu vom avea după 2020 niciun scrutin electoral în care pot face în principiu cam ce vor, cam ce reformă vor. Eu dacă aș fi astăzi PSD-ist, în PSD, membru de partid sau, mă rog, parlamentar. Ați luat cheile de la mașină și spune, luați. Nu, eu aș vota moțiune de cenzură împotriva guvernului din care, partidului din care fac eu parte. Căci pentru PSD, acum să rămână la putere cu o Viorica Dăncilă premier sau mai rău, președinte de partid după ce domnul Liviu Dragnea doarme la pușcărie începând cu această seară, este o continuare a catastrofei pentru PSD. PSD are nevoie de un alt lider. Pe Viorica Dăncilă nu mai poate da nimeni jos. Klaus Iohannis a spus așa, nu că nu va mai numi alt premier, deci situația este PSD va merge ori cu Viorica Dăncilă, ori nu va mai merge. Cam repet, așa stau lucrurile. Dacă aș fi PSD, a spune, ok, în regulă, am înțeles mesajul, facem un pas înapoi, că într-un an și jumătate se pot întâmpla foarte multe lucruri pe scena politică, iar tu dacă ești PSD și îți vine și ție mintea la cap și nu mai gândești cu mintea lui Dragnea, că nu se mai poate, că a plecat, începi să gândești în termen de partid, bine, de România în primul rând și de partid, băi, ce trebuie să facem, unde am greșit, hai să vedem care sunt problemele, hai să căutăm un lider pe care acum nu-l au în interior, ar putea să apeleze la Victor Ponta din punctul meu de vedere, hai să punem partidul pe
nu neapărat pe linia ascendentă. Hai să-l redresăm puțin. E mai ușor să redresezi în opoziție decât la putere. De aceea, eu dacă aș fi parlamentar PSD, mâine aș vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului partidului din care eu fac parte. Dar nu sunteți. PSD-știi da, spune așa, l-am auzit pe Cătălin, cum îl cheamă, deputatul mitralier, așa ei se spune. A spus așa, domnule, deputat PSD, oamenii l-au votat, PSD susține acolo, a zis să dea medicii bani înapoi. Da? L-au arestat pe Dragnea, medicii să dea bani înapoi. Alții spun că de undeva din străinătate a venit toată chestiunea asta. Ăsta. Că nu poți să-i spun până, nu da? Știu cum cheamă, așa, mitralier. Șerban Nicolae. Radulescu-l cheamă, Șerban Nicolae. Altul. Cum îl cheamă? Codrin Ștefănescu. Cred că mai sunt vreo doi de ăștia siniștri. Da? Acești indivizi au făcut mult rău PSD-ului. În frunte cu Dragnea, evident. Cine erau comunicatorii cei mai importanți în această perioadă de timp? Ăștia. Ei n-au învățat nimic. Nici de la PDL, nici de la... N-au învățat din trecut. Trebuie să înțelegi foarte bine comunicatorii partidului care să livreze mesajele către electorat al tău și nu numai. Când tu vii cu astfel de personaje demne de filmul acela The Flintstones, din epoca de piatră, că așa sunt ăștia, de acolo sunt, sunt oamenii cavernelor din punct de vedere politic, te aștepți la decont electoral. Dacă nu te aștepți, ești prost. Asta e. Sau ești inconștient, sau te sabotezi tu pe tine, cu bună știință. Da, dacă te uiți la oamenii ăștia, ți se pare că scorul PSD-ului e destul de mare. Sunt de acord. Mă uit la localitățile din vest, în Cluj, acolo PSD e undeva la 12%. A prins discursul ăsta, nu știu, în Tellerman, Olt, Dâmbovița. Deci cum poți să-l pui tu pe Codrin Ștefănescu cu orice membru al USR, mai important, și chiar și cu din, mă rog, și din PNL, dar mai mult din USR. Cum poți să-i pui ăștia să ia într-o emisiune și să optezi? Adică e simplu, e banal, e evident. Oricât de mult nu-ți place USR-ul ca partid, să spunem, păi dacă nu-l vezi pe Ștefănescu, lasă-ne, domnule, du-te acasă. Mergeți acasă dacă nu înțelegeți să faceți reformă, să scăpați. Bune, pune-l, domnule, să stai acolo, la popleaca din deal, dacă vrei să faci politică în PSD, dar nu mai ieși, nu mai vorbi, nu te mai manifesta. Nu face tu legi pentru mine. A, Nicolicea, că mi-a scăpat, da? Vii pe listă cu Maria Grapini. Dar ce e în capul tău? Că batjocura asta la care au fost supuși românii în ultimii 3 ani de zile constantă din partea PSD, uite, are un decont acum. Și într-adevăr, 23% pare într-adevăr un procent destul de mare pe care l-au obținut. Că dacă adun 23 cu 7-a lui Ponta, fie vreo 30%, 30-31%, și ei n-ar sta așa de rău până la urmă. Dacă stăm să facem o astfel de analiză pe partid, pe persoană fizică, cu ghilimele de rigoare, că dacă noi contrabalansăm PNL, USR pe de o parte și PSD pe de altă parte, PSD e la revedere pentru următorii 4 ani de zile. PSD și ALDE, că trebuie să amintim puțin. ALDE avea un individ, acum un personaj, nu știu, un individ care voia să fie președintele României, se îmbrăca în pantaloni roșii. S-a dus la culcare și asta este. Domnul Tăricianu, azi dimineață am văzut niște discursuri pe televiziunea centrală, ALDE spunea să vedem rezultatele finale, să mai discutăm. Ce să sub prag. ALDE, vă așteptați? Nu. Nici eu am crezut că să treacă pragul. Ei sunt liberali. Sondajele, toate sondajele de opinie spuneau ALDE 10-11%, Pro-România 9-10%, care, bun, a făcut pragul. Foarte bine. Pro-România e... pentru Victor Ponta. Da. Cu e pe plus. O bună bucată din PSD. Că ne întoarcem la votul pentru USR și pentru PNL, din care fac parte elementele menționate mai devreme, dar trebuie să ne gândim și la faptul că sunt PSD-iști, membrii de partid sau simpatizanți care nu au mai votat PSD din cauza lui Dragnea. Nu mai votăm partidul ăsta. S-a dus la Ponta, care a făcut o mișcare deșteaptă. A zis, fac un partid de stânga pentru că nu mai e un partid de stânga. Fac un partid social, social-liberal, am auzit spunând astăzi. Da. A mizat pe ceva și a câștigat. E suficient dacă de la PSD au plecat 3% către Pro-România. 3% înseamnă diferența. Mă rog, pe acolo, pe undeva, între PSD și PNL, până la locul întâi. E suficient dacă s-a întâmplat asta. Ori iată că PSD-știi, ei n-au înțeles că nu e execuția lui Ponta, a lui Firea, a lui Tudose, e importantă. N-au înțeles. A fost important pentru ei să scape de cei care criticau felul cum era condus partidul și poate guvernată țara, decât să-i asculte. Păi ce aveți, mă, de zis? Păi uite, n-ai venit spus astea, asta.
Băi, poate chiar aveți dreptate. În marile partide americane am văzut cum membrii de vază ai partidelor, chiar, dar nu o să dau exemple, vin și votează împotriva partidului în Congres, dar nimeni nu-i spune nimic. E opinia ta, o respectăm, se discută, în niciun caz nu-l dau afară din partid, îl las acolo, pentru că într-un partid, spune ei, ar trebui să existe și o democrație, să-ți poți spune punctul de vedere. Pentru că, iată, astăzi, cei care au fost excluși, Ponta, Tudose, a plecat singur, bun, Gabriela Firea, izolată, toți aceștia, iată, au avut dreptate. Se vede că au avut dreptate. Acum că cei din PSD, nici măcar acum, în al 13-lea ceas, probabil că nu se gândesc că oamenii ăștia chiar au avut dreptate și că i-au greșit pe drum undeva, îți dai seama, e noaptea minții, dacă nu-și dau seama. Că dacă nu-și dau seama, vor îngropa acest partid până la un nivel, oricum este istoric nivelul de astăzi, da, ca procent electoral. Discursul pe care se poate duce și mai jos. Discursul pe care l-am auzit astăzi e așa: noi am făcut foarte mult bine țării acesteia și românilor, am mărit salariile la noi, stat, românii, am tras salariile și nați de la privat, și oamenii ăștia, nu dintr-o ură pentru Liviu Dragnea, nu ne-au votat pentru că nu s-a spus așa, dar spun eu, pentru că sunt proști, de aia nu au votat. Da? Noi le-am dat tot ce au vrut, ia să le luăm banii și înapoi. Ne-au dat și bătaie. Da? N-au dat bani, n-au dat bătaie. Noi nu dăm bătaie, domnule. Mihai Petre, dăm publicitate, da? Și revenim. Ne-am întors să vorbim puțin și despre Constanța, domnule Mihai Petre. Rezultatele nu apăruseră rezultatele finale pentru municipiul Constanța, dar știm foarte bine cum arată și arată bine pentru USR, înțeleg, Alianța USR Plus. Nu bine. Foarte bine arată pentru USR Plus. Un partid care nu are consilier local, care nu are director de instituții, care în principiu vine la ședințele Consiliului și stă pe margine, că nu are voie să vorbească decât așa, dar câștigă municipiul Constanța. N-are un lider municipal de anvergură care să spui că se bate în fiecare zi, e vizibil, în afară de Ion Stelian. Bun, Remus Negoi, că l-am văzut eu la ședințele de Consiliul Local. Pe care le știu și eu, da? Și ale cărei opinii și poziții sunt de bun simț. Dar nu e în miezul evenimentelor și nici nu pot să spun că are un background politic care să justifice într-un fel acest 33%. Deci este în mod evident un vot, este și un vot negativ aici, din toate componentele pe care le-am povestit mai devreme, dar este și un vot pozitiv, repet, către un partid care vine cu un aer nou, un suflu nou pe scena politică, inclusiv pe cea locală. Între cele europarlamentare și cele locale e distanță și, în același timp, și componentă diferită. Dar n-ai cum să nu vezi că pe locul 1 este USR, pe locul 2 este PNL și pe locul 3, la mare distanță, este PSD în județ și în municipiu. Că nu-i numai în municipiu, este și în județ. În județ și în municipiu. Și e și mai nasol, scuzați-mă, este și mai rău că PSD, județ și municipiu, ambele sunt sub media națională a PSD. Deci, e clar că este și o componentă locală pe care, dacă liderii PSD Constanța nu se strâng să-și o discute, să vadă ce s-a întâmplat, unde au greșit pe drum, anul 2020 este predictibil din multe puncte de vedere. Radu Mazăre a câștigat primăria Constanța în iunie 2000. În iunie 2020 vor avea loc alegeri locale în România. Se termină sau nu se termină PSD? Nu, nu. În 2020 Radu Mazăre a câștigat ca independent. Da, da. S-a vopsit 3 ani mai târziu. Poate că era PSD în sine. Bă, să nu discutăm istoria. Mă rog, nu știu. La cum arată astăzi rezultatele la alegerile europarlamentare, dacă PSD Constanța nu face ceva consistent în a recâștiga încrederea electoratului, absolut, în 2020 pierd și Constanța și județul. Cum să-l pui pe listă pe Tit Liviu Brăiloiu? Da, tu, PSD, da, nu. Cum să-l pui? N-a contat. Nu s-a uitat numai la Brăiloiu când a votat. Credeți că n-a contat? Așa, 1% pentru constanțeni care s-au dus să voteze și știau. Nu știu. Eu nu m-am uitat, ca să fiu sincer. M-am uitat la Grapini și mi-a fost de ajuns. Bă, nu numai. Ideea de PSD este Dragnea. Da. Dar am văzut acolo și pe Grapini, am zis, băi, nu se poate. Dar, într-adevăr, că i-am pus, cum îl cheamă, mitralieră, Șerban Nicolae, Nicolicea, Cosmin Ștefănescu, Brăiloiu, da? Oameni care foarte agresivi în limbaj, cu mesaje
de tip vulgar până la urmă, adresate și colegilor de parlament, dar și nu numai. Astea se decontează. Se decontează, mai ales când ești la putere și când guvernezi prost. Deci, practic, dacă stăm să discutăm și să fim obiectivi, ce se întâmplă azi este rezultatul unui lucru făcut cu mâna PSD-ului și au făcut-o cu mâna lor. În viață, când semeni vânt, culegi furtuna. Dita mai tornada s-a întâmplat. Tornada, da. Aș avea pe mâna lor. Vorbim și despre Liviu Dragnea imediat, aș avea și un mesaj către PSD-iști, în general către politicieni, porcul, și am învățat noi românii, nu se îngrașă în ajun. Dacă vreți să vă cunoască lumea, dacă vreți ca, nu știu, ce faceți acolo să fie receptat de către oameni, ar trebui să vorbiți cu oamenii, dar nu în campania electorală, ci pe toată durata mandatului, să nu dați busna la TV în campania electorală, ci pe toată durata mandatului și să răspundeți la întrebări. PSD are oameni care pot răspunde la întrebări, care pot purta o discuție civilizată, care pot prezenta faptele, oameni care nu știu de ce nu... Inclusiv la nivel național. Și la nivel local și la nivel național. Oameni care sunt ținuți așa, într-o cutiuță, într-un colț și au consilier local, consilier județeni care pot vorbi, care pot explica. Și acum vorbesc despre Constanța. Cu siguranță că au, da? Pentru că îi cunosc. Fără îndoială. De ce n-au vorbit 3 ani de zile? De ce nu s-au manifestat? Nu mai contează. Pentru binele nu al PSD-ului, ci al democrației din România și al administrației locale și județene. Sper că acest lucru să se schimbe. Sper ca PSD să învețe ceva din această pierdere, pe care eu o pun și pe baza lipsei de comunicare. Ar fi al patrulea element. Poate că așa. 1% da, contează. Da, când toată, când sunt oameni care îți spun, care au experiență și îți spun că trebuie să faci asta și îți și explică consecințele unei comunicări, chiar și atunci când se întâmplă lucruri eronate sau când, de pildă, promiți ceva, dar nu faci, dar trebuie să explici de ce nu ai făcut, da? O comunicare deschisă, o comunicare sinceră. Nu am făcut că s-a întâmplat asta sau uite, nu știu, sunt diverse motive, ajută. Omul de rând, cel care se uită astăzi la noi, nu este rău intenționat din de facto. Și toți oamenii știu că nu sunt perfecți și noi greșim și noi nu ducem la îndeplinire în lucrurile lumii. Oamenilor trebuie să le spui lucrurile astea. De câte ori în mandatul său a greșit Traian Băsescu? Eu le-am pierdut și eu. Ce, cum mă spunea? Am greșit. Îmi pare rău. De câte ori l-a iertat lumea? De acum l-a iertat, și acum, da, că a făcut bragul, da? L-a trimis în Parlamentul European. Fii sincer, nu știu cât de sincer era el, dar vino, vorbește, explică. În momentul în care explici și măsurile de guvernare, de pildă, și măsurile de guvernare locală, și spui, și ești deschis, n-ai cum să greșești. Chiar dacă, sigur, poți să și pierzi, că asta este în viață, nu rămâi tu cu, nu cu impresia, rămâi tu, te uiți la tine în oglindă și te întrebi, băi, am făcut tot ce am putut? Da, am făcut. N-am ce să îndeproșesc. Am niște prieteni la UMC, da, făceau grevă, se duceau la Ministerul Transporturilor, Băsescu era ministru și acum țin minte prietenii mei că după ce au scandat, a ieșit Băsescu și a zis, bă, băieți, care e problema? Păi, ia, aveți o țigară? Asta că e pe bordură, a povestit, nu știu dacă s-a rezolvat sau nu, dar ei țin încă minte că au vorbit cu ministru, au stat la o țigară pe bordură și a schimbat ceva. Tragedia acestor alegeri cu ghilimele de rigoare pentru cei de la PSD este că mulți încă nu înțeleg ce s-a întâmplat. Sunt convins. Da. Și cred că românii, cei care au primit salarii, pensii, nu știu, nu mai știu ce, ei sunt de vină. Nu. Voi sunteți de vină. Acest rezultat este vina, mă rog, este consecința aproape exclusivă a unei guvernări a PSD care a stârnit revoltă în rândurile românilor. Revoltă care s-a manifestat la vot prin prezență foarte bună, spectaculoasă la europarlamentare, printr-un vot negativ la adresa PSD, printr-un vot pozitiv la adresa unui partid de opoziție care devine acum principalul din România, PNL, și a unui partid nou, USR, plus cu un partid excepție, cu un scor foarte bun. Și în același timp, că trebuie să vorbim puțin despre referendum, da? Oh, pe scurt. Foarte pe scurt. Deci, românii când au venit la vot au votat clar pentru europarlamentare, însă au votat și pentru referendumul... Au votat masiv. Care avea două întrebări. Pe a doua, dacă mă întrebați, nu știu. Cele două întrebări, nu știu dacă au aplicabilitate în legislație, dacă pot fi transpuse, dacă sunt în regulă, dacă sunt corecte. Românul a venit și a spus
clar, lăsați justiția în pace, nu mai călcați în picioare, nu mai faceți legi pentru infractori, în special pentru Dragnea. Ăsta e mesajul la referendum, nu pe cele două întrebări ale lui Klaus Iohannis. Că românii n-au ieșit pentru el la referendum, au ieșit pentru justiție, ca să o apere. Au apărat-o cum au considerat ei. PSD nu înțelege, n-a înțeles acest lucru, cum n-a înțeles că i-a bătut pe români pe 10 august. N-au înțeles. Ăia erau niște... Băi, alo... Imaginele sunt clare. Jandarm absolut, care lovește în cap un om care are mâinile lăsate pe lângă corp sau care are mâinile ridicate. Toate astea s-au decontat. Dacă stai să-i întrebi, să știți că unii, eu cunosc pesediști rațional care înțeleg. Pun capul în pământ, spun, da, așa e, asta e. Și da, alții spun, din păcate, să le da banii înapoi! Incredibil. A trebuit să plece acasă ăștia. Da. Fac rău PSD-ului, fac rău României, fac rău clasei politice în general. Liviu Dragnea dorme la Rahova în noaptea asta, 21 de zile de carantină, coleg cu Radu Madere câteva zile, apoi vreo 2 ani de acum încolo, da, să vedem unde îl duce, pe undeva pe lângă Alexandria, nu știu pe lângă unde are domiciliu. Liviu Dragnea se visa președinte acum câteva zile și ar fi putut poate să fie, acum este un condamnat de drept. Candidat la prezidențiale. Candidat, se visa președinte, am spus. Bun, primul lucru... Din punctul meu de vedere, domnul Dragnea trebuia să plece acasă onorabil azi noapte, la pușcărie acasă. Și să-și anunțe demisia din funcție de președinte al PSD, pentru că scorul este prost. Un partid care guvernează, care a câștigat alegerile parlamentare cu 40%, să fie la 3 ani de zile, la nici 3 ani de zile de la alegerile parlamentare, să fie cotat prin vot masiv public la 23-24, cam așa. 23,6 era. E cum nu se poate mai prost. Adică tu, ca președinte de partid, te uiți la tine, spui, bun, asta este, am greșit, îmi asum aceste greșeli, îmi depun mandatul de președinte public. Ca Ceaușescu, eu nu răspund decât în fața cexului. Și cexul ce să spună? Că în cex toți, de-a lungul timpului, după cum ați observat, i-au ținut isonul. Ăia sunt la fel de vinovați ca Liviu Dragnea pentru ce se întâmplă cu PSD-ul, că atunci când s-a pus problema unei potențiale schimbări sau a existenței unui curent de opinie, nu anti-Dragnea, nu a fost neapărat personalizat, ci anti-stilul de conducere, toți au fost executați. Cine a peste ridicat noapte. Vocea a fost executat? În secunda 2, da? Cexul este la fel de vinovat. În politică, să stai cu capul la cutie până când a pus gâtul metaforic vorbind de șeful. Că dacă pleci, nu mai poți să acționezi. Uite că vin momente de astea. Când decontezi, trebuie să decontezi atitudinea aceasta. Și când e târziu. Deci tu dacă nu vorbești la momentul X, când mai poți face ceva pentru partid, vine momentul Y, când nu poți mai face ceva pentru partid. Și trendul acesta pe care este PSD-ul acum, eu am foarte mare îndoială că poate fi schimbat într-un an de zile. Dacă PSD nu se reformează, ceea ce, mă rog, e un nonsens la PSD, reformă cu adevărat consistentă, nu mai văd cum PSD poate să și să câștige alegeri locale sau parlamentare ca să fie pe locul întâi ca partid. Oricum nu va mai conta pentru că PNL și USR vor face mai mult decât face PSD și această alianță probabil că va guverna România din 2020 încolo. Și dacă PNL și USR plus reușesc să schimbe legea și să avem primar din două tururi... Dar nu mai contează. Nu mai contează nici. Eu acum dacă aș fi USR și PNL nu m-aș mai apăsa. Sigur, demersul este corect. Dom'le, ia normal ca primarii să fie aleși dintr-un singur tur, cu 3 voturi. Da, ai 20 de votanți înscriși, poți să ieși cu 5 voturi. Dacă se prezintă la vot, mă rog, 10. Nu e ok, nu e regulă. Dar pentru politic nu contează acum, spuneți. Acum? Suntem în momentul de față? Când USR în țară a bătut în marile orașe tot, inclusiv pe PNL, să vină acum cu lege de asta, pentru ce? Să mă leg la cap. Dar pentru că ai promis ceva și trebuie să fii consecvent, mi se pare firea să mergi până corect, la capăt. Da, dar dacă avem această lege cu primarii în două tururi, discutim pe PSD și la revedere de la puterea locală și parlamentară pentru cel puțin 4 ani de acum încolo. Este însă, repet, consecința unei guvernări foarte proaste, a neascultării celor care, mă rog, au vorbit și în interior și în exterior și mai este consecința unui lucru. Și încheie. Consecința ruperii de realități. Realitatea când te rup de ea,
când nu te aștepți, uite aici, pac, te lovește. PSD direct în moalele capului a fost lovit. Pentru democrația românească, pentru sănătatea scenei politice, eu îmi doresc o reformă în PSD. Mă îndoiesc că ea va exista, dar îmi doresc. În același timp însă, n-am cum și cu asta încheiem, să nu remarc că astăzi în România discutăm despre o altă ierarhie politică, în care opoziția este pe locul întâi și puterea cred că este undeva pe locul trei. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, așa și este, o să urmărim și rezultatele finale. Emisiune, da, vă mai avem multe de discutat pe această temă în viitorul apropiat. Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare.